Cum fac pe lângă ea modelul funie? O să fie un modul, pentru că o să fie parte dintr-un colier, dar dacă vreți, puteți să-l transformați în ce vreți dumneavoastră. Ies aici din delica din mijloc, în așa fel încât să pun o 8-0. Vedeți? 8-0. Și să las una, două, trei delica și să pun o alta 8-0 și să fie exact la mijloc. În rândul de 3, practic, trebuie să fie exact la mijloc. Vedeți? Și apoi las una, două, trei delica din astea din mijloc, pun o altă 8-0. Una, două, trei delica, pun o altă 8-0. Una, două, trei delica. Pun o altă 8-0. Și tot așa până când ajung sus. Una, două, trei. Una, două, trei. Vedeți? Trei, doar. Ok. Una, două, trei. Și tot așa. Vedeți? Și apoi una, două, trei. Una, două. G1 direct aici. Las pentru că mi se termină firul. Am să pun un alt fir și o să încep de aici. După cum vedeți, ies din 8-0, intru în următoarele 3, delica din mijloc, pun o altă 8-0, intru în următoarele 3, 1, 2, 2, mai trebuie una. 3 și fac așa până sus, să vedem. Ușor, ușor să nu rupeți altcu, pentru că eu am rupt o groază de iace. 1, 2, 3. Nu uitați să puneți și rocail de 8-0. Este foarte importantă. 1, 2, 3. Numărați bine. Una, două, trei. Trag și asta. Una, două, trei. Acum nu mai miez decât două, așa că o scot pe asta, pentru că n-are rost, o pun pe cealaltă, aici. Ori am greșit de pe o parte, dar nu cred. Ok. Cred că nu este exact la mijloc. Una, două, trei, una, două, aici, într-o parte mi-au rămas trei, într-o parte unu. Fac un mic noduleț ca să nu mi se desfacă și o las așa, pentru că vedem după aia cum o să o rezolvăm. E prima dată când fac pentru lacrimă, deci un pic de cum se numește, de răbdare, vă rog să aveți cu mine. Intru în rocail de 8-0. 2. Și pun pe acul meu.
11.0 neregulată, bungle de 9 mm iarăși neregulată și este 11.0 neregulată. Și intru în următoarea de 8.0. 11.0 bungle 11.0. Intru în următoarea și fac așa până când ajung la penultima. Practic nu trebuie să fac tot rândul pentru că rămâne aici. Vedem de ce pune. Deci, 11.0, bungle, 11.0, intru în următoarea de 8.0 și fac așa până la penultima. Am făcut, după cum vedeți, în toate părțile, chiar dacă e un pic ciudat, nu e nicio problemă, pun o altă 8.0, deci imediat ce ies din 8.0, o trag bine. Și apoi reintru în această 8.0. Deci nu în ultima, în penultima. Și încă o dată. 11.0, bungle, 11.0. Intru în 8.0. Bungle, 11.0. Intru în următoarea. Și fac tot așa până când ajung în partea cealaltă. Vedeți? Ajung la ultima, după cum vedeți. 11.0 bungle, 11.0 intru în mărgeaua mea de 8.0. Mai pun o altă mărgea de 8.0 și apoi reintru în mărgeaua de unde am ieșit. 2 secunde. Ok, trag bine firul. Și pun 11.0 bungle 11.0 11.0 bungle de e doamne 11.0 și fac așa al treilea rând. Și le și așez în urma mea, pentru că ăsta va fi ultimul rând. Vedeți? Le și așez un pic în urma mea. Fac așa până la ultima. Am ajuns și la ultimul. 11.0, bungle 11.0. Intru în 8.0, cea care am legat-o de rama mea, și în cealaltă care abia am ajuns, am adăugat-o rândul trecut. Acum, depinde ce dorim să facem, pentru că lucrul meu e terminat, practic. Adăugăm de care vrem ori 11.0, ori 8.0, până când facem aici un cerculeț. Vedem. 5, 6 sunt cam multe, cred. Și depinde unde punem modulul meu. Este un pic cam ciudat, știu, pentru că e prima oară când îl fac, deci este în premieră. Îmi place foarte mult. De fapt, eu o să-l pun la un colier. Vă arăt și unde, aici. Vedeți? Ce să zic? Sper că v-a plăcut. Un pupic. Ne vedem la viitorul video tutorial.